Rânca a fost luată cu asalt de mii de turiști, pârtile deschise și cele pentru săniuți au fost aglomerate, iar centrele de închiriere echipamente sportive au fost intens solicitate de cei care nu au venit echipați corespunzător. Mai mult decât atât, începând din acest weekend, s-a amenajat pârtia pentru antrenamente pentru concursul Cupa Mărțișorului. Prima ediție a competiției Cupa Mărțișorului Rânca, telescaun, Păpușa, ski și snowboard se desfășoară pe data de 2 martie pe pârtia de pe vârful Păpușa din Rânca. Cum anticipam, a fost un weekend reușit, zăpadă foarte mare, practic sunt cam 40 de centimetri de zăpadă nici în ultimele zile, zăpada are undeva la 1,20-1,30 m, foarte mulți turiști în stațiune, am fost încântați de numărul mare de turiști atrași în zonă în perioada asta. Mai mult de atât, toate pârtile au fost pline, mulți schiori și către pârtia de la Păpușa, care în acest weekend a avut o zăpadă extraordinar de bine amenajată, toată lumea a fost încântată de condițiile pe care le-a găsit în stațiune și credem noi că sezonul de iarnă va mai continua mult timp de acum încolo. Și dacă au fost mulți turiști, au fost și multe accidente, mai exact 15 la număr. Doar pentru 2 dintre ele a fost solicitată însă și ambulanța pentru a fi transportați la spital. Au fost circa 15 cazuri în acest weekend, s-a solicitat și ambulanța de 2 ori. Au fost o plagă produsă în urma unui accident la sanie și un accident la ski. Restul au fost cazuri mai ușoare care n-au necesitat transportul de urgență la unitate spitalicească.